Și știu că sunt caracter, că doamne, mi-am făcut pe Ghevara pe mână, toți că e comunist. Nu, domne, pentru că ăsta a fost un idol al meu, ăsta a făcut o luptă, a ajuns la putere, n-a rămas acolo, bă, ăsta a crezut în idee și a mers să moară. Putea să rămână cu Castro până acum, de la femei, havane, hâți, fete, hâțaia, hâțaia, deci a crezut. Revenim în direct cu domnul Serghei Mizir, care a vorbit și în timpul pauzei cu diversi prieteni. Vă susțin toți. Parlamentari, oameni de sport, toată lumea. Am văzut câteva mesaje, da, și de la oameni bravo, de televiziune. Bravo, bine, zi. Poate că atunci când va veni și dânsul să dea replica, toată lumea va fi cu domnul ce Mădălin. Ce să zică, mă, că n-are ce? Ce să zică? Că ce? Sunteți tatuat. Fii și dacă sunt tatuat, aveți... eu am sunt tatuat și dacă intensivit tatuat, eu că l-ați denigrat. Eu n-am denigrat pe nimeni, am spus, eu am povestit niște adevăruri, niște întâmplări adevărate. Da. Care e problema? Deci să vedem ce știu telespectatorii și să confirmați sau să infirmați. Întrebați-l pe Serghei cum a fost când i-am împrumutat mașina lui Mădălin în barul Melody și el a plecat pe jos acasă. Așa făceați? Dădeați mașina lui Mădălin și mi-ați luat pe jos? Nu mai puteam să dau lui Mădălin, că Mădălin nu are carnet. Deci nu e adevărat asta, nu? Cu barul Melody și cu nebunile pe care le făceați atunci. Altcineva zice, lăsați-l să vorbească cu și fără bipuri, că e trecut de nu știu ce, nu mai bip la cap, că ne place tot ce spune, zice o telespectatoare. Mi-aș dori așa, cu toți dinții lui de cal și așa nevertebrat și cu toate tatuajele, dar cu cu pensula lui minunată. Mai pictați, domnul Serghei? Nu, Dane, n-am mai făcut, că m-am bucat de afacerea asta ca să pot să țin, să trăiesc la nivelul care am vrut eu și care am vrut, dar cred că o să păi mai lucrez. Ce să nu vă apucați acum să... Acum v-ați așezat. Mă înțeleg că merg bine afacerile. E, nu, trebuie să stai pe ele, că... Eu... Mai vin ăștia în control la restaurante? E o perioadă extrem de grea, tu nu-ți dai seama pe acum cum iau banii la buget, nu? Amenzi, acum da, pe... Da, acum da, e ce? Sarabandă de controle. Toată lumea e pe amenzi, mai te întreabă ce amende și direct... Cum te mai trebuie? Cum îți strângă banii? Deci, a produs ceva, guvernul ăsta a făcut ceva? A, nimic, da. Păi și atunci ce asta tot timpul azi. Vin toți. Dar vă mai obligă cu tâmpenii de alea, cu Uniunea Europeană, cu fricitele? Toate organele de control sunt grămadă și banii și la revedere. Și ce, le dați amendă sau își pagă? Amendă, nu, băi, acum mai merge acum, trebuie să cu banii la buget. A, da, nu mai merge acum. Să vină și cu poze din tinerețe, să-l vedem, că nu mi-l imaginez cu plete. Și tare aș vrea să văd cum era tânăr. Că acum e tare de tot, mâncaia și gura lui. Cum erați când erați tânăr? Cu plete. Aia, da, și Mădălin și Maurer erau frumușe. Maurer avea ochi. Era chiar un băiat ochi albaștri, nu? Da. Sunteți corect, vă te recunoaște și e de recunoscut. Tot respectul pentru Mădălin Voicu Junior, om cu caracter, aș vrea totuși să încerc să îi împace, că îmi pare așa de rău. Nu mă așteptam să aibă curaj să mă spun. Dar asta e, eu tot pe Mizir îl iubesc, zice o telespectatoare. Astea-s nasoale în văzul lumii. Diaconescu te combină și tu pui botul ca să dai din casă tot. Nu, domne, că de 2 ani eu nu pun botul, dar în clipa când s-a făcut varză prin ziare și prin alte ziare și prin alte ziare, nu poți să nu te aperi, domne, pentru că dacă nu apărea niciun articol despre mine și despre ce mi-a făcut mie Mădălin Voicu și nu asta și asta și tot cum de s-a lăudat peste tot, că el mi-a făcut restaurantele, că el ne-a băgat acolo, că el a făcut asta, el are o boală, că datorită lui, nu datorită lui, el este peste tot datorită mie și familiei mele. Au spus oamenii, a spus Fisu. Deci acești ziariști plătiți sau neplătiți sau bagaboni și sunt care scrie toate ziarele lor ca o boală pe mine sau asta, să se documenteze, bă, eu nu zic să nu scrie de mine, bă, scrie ce am făcut. Dar vino și întreabă, mă, băi, ziaristule, că eu spun totul. Eu răspund la absolut orice întrebare. Nu regret și nu mi-e rușine ce am făcut, că ăsta am fost. Ce pot să zic acum, că sunt ălalt? Ei o să-și rupă gâtul spunând că n-au fost ce a fost. Că o să ajungă, îi doresc și lui Jean să ajungă acolo, să le ia ziarele la furicat, că o să râdeți ani de zile. Dar ce, ziarele le citiți în fiecare zi? Nu, domne, nu știu niciun ziar, domne, dar mă sună lumea, uite, domne, iar te-a făcut, dar ce ziar să citesc eu? Păi nu mă interesează, că dacă nu scrie de mine, că ia în cancan, m-au dat, ăla mai... Dar ăia măcar sunt simpatici, acum că... Ce, cu ce v-au dat? Păi că s-a rupt lanțul, că nu s-a rupt lanțul, ăia tot mai mă dau că vorbesc așa, că nu știu ce, dai cancan să iar dă-n bip. Nu? Da, mă gândeam că aveți un ziar preferat sau faceți-vă dumneavoastră un ziar. Dar nu mă interesează să intru în polemică cu nimeni, bă, dacă vreau mă luam cu toată lumea, mă, că am cu 3/4 de oameni care sunt la putere sau care au ajuns miliardari sau care au fost în politică, îi cunosc și dinainte. Păi puteam să fiu
dracu României, să spun despre toți. Dar mă interesa că citeam cu lumea. Dar de ce nu v-ați dus la Iliescu să luați totuși niște beneficii dacă niciodată v-a băgat? Nu, după ce v-a băgat tatăl în pușcărie. Niciodată. Am stat și fără casă, am mers, mi-am făcut pe banii mei casă la Znagov, că n-am nicio proprietate în București. Nu m-am dus și nu mă voi duce niciodată, pentru că ți-am spus, am un caracter și o osatură, nu pot să mă duc un om care s-a comportat așa. Acum și la aștia, dacă aș fi mort acum, să mor, să depind de Mădălin Voicu sau deja Maură, mă mierlesc, mă. Și nu mă duc. Mai bine vă omorâți, ha? 100% mă mierlesc, dar nici nu-mi cape doială, mă apucă furia, numai să mă gândesc să mă duc la unii din acești... Bă, sunteți foarte mândru, așa, foarte... Nu există, foarte... mă, bă, dar să putem fac cruce, să crăp eu dacă, să n-am un leu, să n-am... Mă duc, fur, sparg, fac altceva, dacă să ajung eu la ăștia doi. Sunteți un personaj adevărat, o să intrați în istorie cu aceste... Dar mă, Iescu, eram regele, s-a dus cu mâna Dumnezeu, să a făcut 5 milioane în 3 secunde. Să mor eu pe vremea atunci, cu fier. De euro? Erau dolari, cu Midex, l-a dat și până toate ziarele. Și s-a dus la Iliescu? Cum să nu? Păi Iliescu... E treaba lui dacă s-a dus la Iliescu și la... Da, bine, bravo lui, da. Dar nu era cinstit și că nu știu? Corect, domnul Iliescu? A fost un om corect, doamne ferește, cine a zis că el corect ca o cașcă. Și ce l-a ajutat pe cum să... Nu, domnule, l-a băgat niște relații. Cum, dacă suna președintele României și se face afaceri cu fier sau cu dude sau... Da. Mă fac să spun ceva ce nu știu ce au făcut, că nu m-am da, fost... Da, mă rog, da, nu contează. Nu? Dar mai aflăm și noi ce s-a întâmplat în România de la dumneavoastră. Păi, dar toți s-au dus toți. Pe cum a făcut afacerile, mă, mâncați aș gura, cum ajung toți milionari. Dar nu vreau să dau ăștia, că ăștia-s prietenii mei și n-am nimic, că ți-am zis că îi cunosc pe majoritatea. Cum dracu de s-au îmbogățit numai ăștia care aveau rude pe începex înainte? Nu, ăștia, asta e o mare parte din ei, dar s-au îmbogățit și foarte multă lume care a fost pe lângă, din Ministerul de Interne, din alea, pentru că ei au fost la cheac. Pe ce vreau acum să îmbogățesc ăla de pe ăștia care își bat joc și acum la alegeri, pe amărâția de la țară, care fac ăștia varză și acum depun să voteze, că le face, că le dă o cămașă, le dă o mic, le dă oa și votează ca de cum vrei să facă? Normal că ăștia erau acolo, erau în relație, ăștia au făcut, e chestie logică. Dar nu mă deranjează că au făcut-o foarte bine. Să le dea Dumnezeu, dar nu mai fi tu lupul moralist. Dar pe Nicu l-a omorât ăștia sau a murit el sau trăiește și acum Nicu? Nicu e mort și a murit de traumele pe care a trecut în pușcărie, de la tăietura care a avut-o și de la consumul de alcool după aia. Da? N-a nu s-a lăsat de alcool. N-a avea cum să treacă. Au fost niște chestii care n-a avut tăria să treacă. Ce vrea să și Ghiuri la fel. Și cine l-a înjunghiat până la urmă? Nu se știe, dar a luat un ceasul tot care era cu noi pe vremea aia. Adică n-a fost nimic întâmplător. Cum? Unul din gașcă i-a luat ceasul? Mai era colateral pe lângă noi. Îl caut de mult timp, nu dau, dar a plecat afară. Și de ce îl căutați? Să vorbesc puțin cu el. Aha. Deci sunteți și răzbunători așa. Pe mor, bă, mor, că de-aia nu am suportat niciodată și de-aia nu pot să mă uit la Tatuliș, la nicio emisiune la Tatuliș ăsta. Că eu când îl văd pe ăsta, l-aș mușca de gât, mă, mâncați aia de gura. Păi ăsta știi cum făcea? Nicu era toată ziua cu Nicu, numai cu Nicu în gură, cu Nicu. Și tu te duci să-i dai, mă, două palme, mă, care te foloseai de Nicu în continuu. Păi să-ți povestească colegii din televiziune. Păi cum ce făcea. Că nu i-a dat, nu i-ar fi dat. Hai, mă, legendă, nu i-a dat. Ce dracu și pe ăsta m-am făcut că-l filmez într-un restaurant cu asta, s-a căcat pe el, s-a rugat de unul de la televiziune, că era cu Valentina. Ia, păi, nu mă bag, acum mă bag în Tatulici. Ce cum l-ați filmat într-un restaurant? Alte povești, bă, pe toți am făcut varză cum am vrut eu, bă, prin inteligență. Da, v-ați ocupat de fiecare. Nu m-am ocupat întâmplător și prea fraier să sperie, că nu am făcut doar speria. Esteți un fel de Monte Cristo, așa, și luați pe rând. Nu sunt tată, dar am fost... Stați, vă gândiți. Și acum eu nu înțeleg, deci v-ați gândit la asta cu Jean 2 ani de zile până în seara asta? Nu, dom'le, a făcut-o Jean. Aoleu, dacă nu mă omor, pătru, fă... Deci a făcut-o Jean. Am avut instinctul atunci să mă duc să-l iau puțin, să-i fac mersul, că el mergea puțin așa, să-i repar mersul, înțelegi? A sărit soția mea, copiii care Smaranda și asta lubea pe Jean enorm. Smaranda fiind fata, și, fata mea. Și pe copilul mic al lui Jean. Pe ce tragedie a fost când a fost puțin bolnav. M-a sunat Smaranda, urla, vină București, fă-i copilul. Eu disperat să nu se întâmple ceva cu copilul. Și a zis, lasă-l tată, că poate m-a avut un moment de rătăcire, lasă-l așa. Alți prieteni, am stat și m-am gândit, stai bă, că omul poate a avut un moment de rătăcire. Dar când l-am văzut acum că vine cu... șmecheria asta de neamț, auzi frază că nemții poate să ne conducă, ce vorbești băi, că nici neamț nu ești mă. Ia uite bă ce șmecheri de gară, păi vină bă, de ce ai venit tu din Germania acum cu Angela Merkel și cu ăsta, că ai fost acolo un geniu și să te votăm aici și vii tot pe Ceaușescu, tot pe familia Mizil, tot pe Țiriac, tot pe Sergiu Niculescu și pe toate astea mă. A, că l-a atacat pe Sergiu, bă, tot i-a atacat, bă, nu știu dacă... Că a zis că soția... De ce nu i-a atacat acum 20 de ani, mă, că fac Sergiu, fac bani la gură, că Sergiu i-a luat iubita lui Țiriac, nu? Și ce importanță, ce i-a luat Sergiu, mă? Și el n-a luat iubitele la altele? Cine e el? Jean? Jean. A cui a luat? Pe eu știu, eu cu eu, Filotul.
Am stat eu după el. Păi... Știu, bă, dar nu spun nimic. M-am prins, de da. Cu ele sunt prieteni, mă, ce au unul cu altul. Cu cine cu el? Dar nu vorbesc despre familia lui, mă, eu vorbesc de faptele lui. Și că s-a luat de Niculescu și de Țiriac, e treaba lui să se ia de Țiriac, ei au fost împreună, au fost tovară și au fost ca un fel de rude. Ei și-au dat și-au ținut, s-au ținut părinții și-au ținut alea și-au făcut... Da, deja nu e în opinia noastră un recidivist. Deci a greșit acum câțiva ani și a mai greșit acum alaltă. Nu știu, da? Domne, față de mine, domne, de sentimentele. Și când am văzut, m-a apucat o spumă, domne. Și când am văzut că apare cu nonșalanța asta la televizor și mă sună lumea că trebuia să fie la un eveniment important în viața lui și vine aici ca să se măscărească pe la televizor, să vorbească el de sora mea și de asta, m-a apucat spumele, bă, că zice chestii. Că nu vreau să le spun că intră familia lui în joc. Și ai văzut că ai mesaj la familia lui. Nu vreau să-l dau, de la nu de la neveste, de la mult mai apropiat de femeie. De... Și dumneavoastră vă uitați la OTV-ul și el zicea ce spunea. Și atunci ați început să scrie sau... Da, dumne, dacă m-a apucat... Bă, tu nu înțelegi că nu m-a făcut miliția, securitatea să scriu. N-au fost capabil și m-a făcut ăsta să scriu. Ăsta e un geniu până la urmă fizicianul nostru. Și ce, a scris tot ce aveați împotriva lui de-a lungul vieții? Nu, dumne, ce bătea câmpii, ce spunea astea și cu astea și cu astea. Eu cu piscine, ei am râs pe stradă, da. Ai văzut ce repede a spus, Mizil avea piscină, eu n-aveam decât două. Eu uite, bă, mâncați așa. Nu, a zis că nu avea, el n-avea deloc piscină. Haide, mă. A, în ultima casă, da, pe nicio ultima casă n-am avut. Da, ați avut în vreo casă piscină? Da, domnule, piscină olimpică sufragerie, ți-am spus. Eu am stat unde a fost reședința ambasadorului Americii, acum pe Chiselef, unde merg Băsescu și toți ăștia și fac acolo. Și are piscină în sufragerie? Are piscină, mă, că aia din Balea, de la ambasadorul Americii. Bravo lui, da. Bravo lui, ce-am eu ceva cu el. Și ce-am vrut să fac și la asta? Că venea la sală la Bambu. Am zis, bă, vrei să... Eu sunt Mafalda, dar mărești la loc și spun toată casa unde stai, să descriu unde e aia, unde e ambasadorului? Tatuat așa, cum nu vrea să mă vadă domnul Maurer, dar să mă vadă el tatuat. Am crezut că vrea să-i face ceva așa în bazată. Arunc cazinourile tatuatul, asta nu e bun, asta e de frumos. Și? Mergeau să facă contrabandă, auzi, ei luase cafea, o să o facă cadou, bă, generos ești, mă, mâncați, nemții ăștia, generos popor, mă, mâncați aș limba ta. Ei, nu. Dar dacă mai trăia Nicu Stracu, că îl dăm acum în imagini pe ecran, ce, cum ar fi arbitrat el lupta asta între dumneavoastră și... Păi scuipa pe ăștia, mă, mâncați-aș gura. Cred că ăștia acum se întorc în mormânt, pe cuvântul meu, adunare. Păi nu țipa el aici, crimă. A fost un complex de împrejurări. Într-adevăr, se poate numi și crimă. Au fost implicați mulți oameni în povestea asta. Doctor de renume mondial, care n-ai voie să intri, că și ea poate să morți acum. S-a băgat un doctor care era cel mai tare, doctor în lume, în urechi, nas, gât, nu, care poate au familie. Ce să mai dezgropăm morții, ca să ce? A, dacă domnul Maurer care... Să înțeleagă trăsătura, e vorba de avortul pe care sora da, lui dumne, Sergei l-a fi dacă domnul Maurer făcea asta după Revoluția, acum 20 de ani, venea și punea mâna în gât și lui ăla și lui Iescu, spunea, bă, bagabonților, bă, criminalilor, bă, da, mă, mâncați, asta a găsit el după 20 de ani să facă el dreptate în familia mea și în treburile astea. Păi ce ai făcut 20 de ani, mă, unde ai fost? Cu Mihai Bujor, cu lepra asta umană care l-a pus ce acum... Ce a fost cu Mihai Bujor? E? Ce a fost cu Mihai Bujor? Pe Costa nu vorbesc tot din cauza lui Jean, mă, de 20 de ani, care a fost fratele meu, a stat... De ce? Pe Costa am stat... Mihai Bujor, ca să înțeleagă trăsătorii, un fel de fiu adoptiv al lui Ion Iliescu. Nu e, mă, niciun fiu, asta Iliescu, pe timpul cu tata în casă. Întreabă-l pe Sașa Manescu, pe toți, am filmat, am văzut trei casete, deschideai. Eu nu mi-am mers în casă și am stat cu tata când a stat Mihai Bujor. Că mama, cred că a avut o slăbiciune față de taică-su. De tata lui Bujor? Da, domnule, eu cred că aici a fost și o combinație. Părerea adică mea, acum sunt morți toți, nu știu. Da. Și avea o slăbiciune, pe mama a murit cu bricheta, a luptat sub mână și ăsta era la noi în casă 24, dacă spun și cu ăsta, înnebunești. Spuneți-mi, da. Nu, că sunt și povești, ăsta altele pe care mă interesează. Și aia altă actrița lui Nămor. Înțelegi? Actrița și... Ioana Paverescu, de ce? Distință? Nu știu, eu am nominalizat eu. Nu, am zis eu, dar păi ca să înțeleagă trăsători. Să te dea pe tine judecată, nu pe mine. Băi, nu, de ce să mă dea pe mine? Eu vorbesc de alta. Și au și o fată minunată. Dar fata nu este cu el, fata este cu un om deosebit, bă, cu doctorul. Doctor. Hai, mă, n-am să compară cu lepra asta. Ăla e un om adevărat la vine la mine. Păi ăla e doctor adevărat, cum să-l compar pe ăla cu Mihai Bujor. Vorbim de Maria Marinescu acum, da. Eu vorbesc de tatăl Maria Marinescu. Știu, am înțeles, da. Și cum să-l compar cu târâtura aia? Nu mai ziceți târâtură. Ba da, tu mi-ai zis că cu asta vreau să mă știu de ani de zile. De asta la Revoluție, după ce l-am scos, bă, era 24 cu 24, să duce peste bătrânul Maurer în casă, să-l bată să ia puștile, domne. A, da? Da. Și Jean, marele stilist. De ce Jean a zis asta? Păi și Jean mi-a zis atunci, eu din clipa l-am vrut să-l omor pe ăla și din clipa l-am mai vorbit și pe ăla și am zis, bă, când te prind, unde te prind, te omor.
lepră. Cum să faci tu așa ceva lui omul la care, care... Dar de ce să ia armele? A știa că-s valoroase? Știa că-s valoroase, domne, pentru că toți ăștia erau pe... Hai mă, iar începem tot. Păi cum, erau armele ca să le facă panoplie. Da, el l-a dus pe Iliescu la Revoluție și... Bă, hai mă, termine, l-a dus și cu asta. Spune ce l-a dus așa cu mașina la televiziune? Da, bine, l-a dus pe Iliescu. Înțelegi și... Bă, și cu urmă a fost numit ambasador sau consul. Acum e ambasador și acest excroc. Și acum e? Păi cum, milionar și ăsta? Păi de ce nu-i trebuie pe ăștia cum fac milioanele, mă, mâncați aș gura? Păi eu v-am întrebat mai devreme, păi cum dracu de s-au îmbogățit ăsta? Trebuie organ de abilitate, nu eu. Deschideai frigiderul la tata, era Mihai Bujor. Aprindeai mine, era Mihai Bujor. Păi era, bă, era tot 24 cu 24 acolo. Și după, da, nu mai intru, chiar mă apucă nervi și n-am voie să mă enervez să termin pe ăștia. Eu șucărul cu ăsta. Dar care... el era din gașca dumneavoastră, Bujor? A stat cu mine în pat, 15 ani am dormit împreună în casă, în toate alea, ce ești zăbăcit. Chiar nu înțelegi românește. A, deci ăsta e primul dezertor din gașca dumneavoastră. Ăsta ne-a și băgat puțin pe la pornaie, micul dezertor ăsta. Cum ne-a băgat vreo? Așa puțin, cum trebuie. Vorbi serios? Haide, dragă, da. Păi de ce n-a spus asta? Păi ce mă interesează o altă lepă? Păi dar ți-ați că nu termin 25 de ani. Păi nu, dar ca să, fiți, să nu fiți părtinitor, adică atacați pe bietul Mădălin și pe bietul Jean. Păi Mădălin și... nu-i atac, mă, mâncați aș gura. Eu am spus cine sunt ei. Ei m-au atacat pe mine. Da, ei, mă rog, ei v-au atacat. Și ce-i faceți domnului Bujor dacă îl întâlniți? Păi de ce nu vrei să-l inviți aici și să nu-i spui că vin eu? Să-l chem domnul ambasador, aș vrea să vorbesc, bă, să vezi câte fire rămâne în barba și ochii abeliți care are de etnie, că nu mă pot lua de etnie, că ți-ai amendă. Da, dar stați puțin, da, asta, stau, fiindcă că am luat o razna să moară mama. Fiindcă a intrat, îmi trece distrul local, fiindcă a intrat, răvește-te. Adică dumneavoastră sunteți contradictoriu. Pe de o parte îl distrugeți pe Jean, pe de altă parte vreți să îl salvați onoarea tatălui lui Jean, pe cum care a fost atacat în casă. Dar ce să compară unul cu altul? Dar există comparație între ăsta și ăla? Adică mai să respectați pe tata lui Jean. Hai domnule, ești nebun, ți-am zis că nici nu-mi permis să zic un cuvânt. Pe asta nu-i permis lui să spună despre familia mea. Păi în loc să-l fisul pe Ion Gheorghe Maurer, răzbunați dumneavoastră în problema cu... Păi, așa curajos e acest, acest domn Mihai Bujor, la început a zis că-l omoară, că-l mănâncă, m-a montat pe mine, am vrut să-l omor. Ăsta a intrat în niște cercuri influente în care se făceau bani mulți, pot să nominalizez liste până mâine, și el ce s-a gândit atunci? Asta este supoziția mea. Stai mă, dă-l în morții, mă, ținu eu la tarmele, las că mai bine mă bag cu ăsta și mai prind și eu vreo hâț, mâț, mâț, că s-au adus oameni de pe afară și ăsta ajunsese afară, toată emigrația din America l-a trimis ăsta în America. Păi cum a făcut? Păi ce a făcut milioane? Că s-a scris și o carte, Mihai Bujor, știu ăsta. A avut o afacere. Păi, dacă aș fi un om, și eu sunt un om inteligent, mă, mâncați aș gura și n-am să, am făcut ca orice om care a început o afacere, nu? N-am milioane, n-am miliarde, n-am bani în bancă, n-am nimic. M-a căutat Băsescu datorită lui domnul Mădălin, care l-a susținut foarte mult, s-a înervat ăla și m-a căutat în toate conturile. Cor are proces cu... Are... Dar ce e cu Băsescu? Ia lămuriți-mă, că nu înțeleg. Păi ăla s-a enervat că dacă eu totul luam la Caterinca, că ăsta mă monta, ne luăm de Mădălin, pirat, da. ne luăm de pirat. Eu care înțeleg că am bubă, dacă spun că sunt prost de meserie, găină. Eu n-am nimic cu piratul până cu atât. Ce mi-a făcut mie piratul? Mi-a luat mie vorba, porc. Și el ați atacat pe pirat, și? Am atacat pe pirat. A, eu am fost primul pirat în Herăstrău și poate de asta. Ce dracu? Și ce, v-a trimis controle sau ce? A, dom'le, și ăla n-ai văzut că m-a citat că sunt un rezidu al comunismului și a citit, a dat în ziare alt istoric, a pus toți istoricii pe mine. Nu știu cum mă cheamă, ceva cu ochii mă apăra. De ce se uită lumea la mine, că eu nu spun nimic, că să nu mai apar pe ecrane, niște aberații. Era astea. Invidios și domnul Băsescu pe succesul meu? Nu pe succes, ce să fie invidios, dar l-a văzut că-l mușcă și eu știu, ăla e mai răzbunător. Ia ce este noi cu firfizonii adui, cum fi zis lui ăla? Ia timp pe ăsta, la ce se lea, că n-a avut nimic deputatul. Și el oricum are imunitate. Ia el pe ăla, m-a luat, scrie nevastă mea și acum la poliție. E cum dosare avem toți, bă, mâncate și bine. Și Bujor, unde, la ce pușcărie va, pe cine a băgat? N-a băgat, mă, pe nimeni, pe cine să bage Bujor la bușcărie? Nu, a zis că și... Nu, domne, când l-a sunat mama, care era acasă, l-a sunat pe Mihai Sion Bujor, unde e Paul, că a spus Paul de acasă. A, și cu tatăl nu ce-a mai răspuns, ce vorbești, bă? Și când ne-am dus, bă, vezi unde e Nicu și asta, Nicu l-a scăpat Nicu din belele mari de tot, din belele mari de tot, rău de tot. Pe Bujor? Pe Bujor. Și știi ce a răspuns această lepră? Că este unde e locul. Păi dar locul tău nu e tot acolo, mă, n-ați fost acolo, mă, că ați inventat comunismul, mă, mâncava și gura. Deci Nicu Ceaușescu, înainte de 89, l-a ajutat pe Bujor, că era prieten. Și când Nicu a intrat la Părnaia... Păi cum să nu fie, am crescut împreună, mă, Tasu a fost Dumnezeu să-l ierte, un om extraordinar. Pe Tasu a condus televiziune, bă, televiziunea ce era, mă? Ce era reprezentat televiziunea pe timpul comuniștilor? Ce reprezintă? Pe ce reprezintă? Zici tu să vă că cine azi de asta atunci? Monopol al comunistilor. Nu monopol, pe cu ce îndoctrinau ei? Deci, televiziunea, da, era baza, da. Pe aia era baza, nu? Da. Scânteia și televiziunea, ziarele, da. Nu? Pe, dacă la conducea aceste lucruri, ce era? Era un legionar. A, tatălui Bujor? E cum?
N-am știut, dar el a dus bujor fiul pe Iliescu la televizor. Păi, dar nu știau toate cotoanele, toate bărluagele, toate astea. Așa, mă, ce dracu, uite, mă, înțelegem și noi istoria, da. Bastarab, următoarea gara pe lor. Bun, stați puțin, să mergem mai departe. A dormit în emisiune, să mă rog. Ia să-mi dați banii ăsta, că sunt eu moderator și îl dăm eu pe ăsta, mă. Și Nicu ajută pe bujor. Bă, dacă și Nicu intră la pușcărie, Nicu sună pe bujor să ceară ajutor. Ai și aici am poze. Vrei să ți-o spun cu domnul, cu domnul fizician, ca să vezi cât de oropsit era el de regim și de asta, da, da. Face ce face tot la Maură Rajin. Păi numai că îmi vin în cap așa când le vorbesc. Mergem la turneul la Cupa Davis. Cu Ilie eram prieten, cu Țiriac erau ei prieten, cu asta mergem acolo. Eu, Nicu, el. Noi puțin mai o bere, două, că aveam bere. Mașină, recunosc, aveam Ladă figurifică cu bere, să bea berea Radeberg. Da. Foarte bună. Da. Așa, și deci acolo și se lovește de colțul tribunei, înțelegi? Hâț, se lovește, ne urcăm mai sus, a doua zi, un colonel ăsta, știți, s-a refăcut. Ce s-a refăcut, m-am zis, ce vrei, zi de dă-te că vreau să mă duc să vă... Păi știți, s-a refăcut. Făcuseră colțul rotund să nu mai se lovească ăștia... care erau hăituiți. Ăștia prietenii noastre. Da, mă, mâncați așa gurata. Păi, când se loveau, s-a modificat relieful și tribunele și îmi povestesc mie acum că era într-un trabat. Păi nu mă dau capul de masă, mă. Da, da, interesant. Nu, da, stați să văd că e o paralelă. Deci, ia zi paralele. Paul Niculescu Mizil este arestat, îi cere ajutorul lui Iliescu. Iliescu îi zice, fă pușcăria cu nu-i demnitate. Nu-i cere ajutorul, domne, că n-a acceptat ajutorul la nimeni. Păi zice, domne... Deci eu vorbesc cu tine, sunt tovarăș, da? Da. Azi e marți. Da. Tu marți acum când te sun eu, tu ai semnat, ial. Și eu te sun, ce faci, băi, Ioane, sau băi, băi, Costele, băi, că vreau fi vorbit așa, da. Ce facem acum, nu știu, lasă-mă, ne vedem joi. M-am mișto, că joi era... Da, era săltat deja. Unde și mai era, că l-am căutat vreo 3 zile, nu știam ce s-a întâmplat. Nu, da, că era în CP1, MP1 și asta. Da, dar pormul i-a transmis mesajul, fă-ți de, cu demnitate. E, și după aia s-a acolo să nu se facă, să nu facă... pe comunici de rest, adică să fie demn la... Nu, dar vreau să zic și vorba, să repete istoria. Nicu Ceaușescu arestat și cere ajutorul din pușcărie lui Bujor, nu fostului prieten. Nu i-a cerut, domne, noi ne-am dus, domne, n-a cerut Nicu la nimeni, au luăm umori. Așa. Și o să am procese cu... Da, o să-mi dai bani de procese, da, dacă nu așa. Să moară mama, dacă nu da. Te blestem. Așa, da. La cerică. Da. Noi ne-am dus. Primul meu impuls a fost să mă duc să îl ard pe Nicu. Eu recunosc, sunt un om cinstit. În ce sens să-l ardezi? Să-l ard, să-i fac un roc acolo. Am adus după doi, după Nicu și după Postelnicu. Postelnicul a fost o lepră, a fost cea mai mare belea care a avut România asta, înțelegi? M-a preluat, înainte să-l aresteze tata asta, m-a preluat tata, a zis așa, a stat, am gândit, am zis, bă, are dreptate. Nu se face așa ceva la un om în care este căzut la pământ în situația asta. Ai a spus tatălui ce vreți să faceți? I-am spus, mă duc, stai să vezi. Și mi-a spus, cum să dai, bă, într-un om care a fost ca... Și mama atunci a început să plângă și a zis, Serghei, a fost ca și copilul nostru. A stat cu noi în casă, a fost ca și copilul. Dar ce vrea să-i faceți lui Nicu și de ce? Nu știu, domne, mă gândeam eu să fac, dacă sunt James Bond, vezi că o dată sunt James Bond, o dată sunt Vinetul, o dată sunt Apașul, o dată sunt... Aveam scheme în astea, că de mic aveam diferite roluri. Vă gândeați că a fost și el vinovat pentru... Cu problemele alea. Atât aveam eu problemă, înțelegi? Cu problema cu Donc. Da, domne, omorâmă cu problema cu Donc. Dar încă vă gândiți la popor, că el a suprit poporul, Nicu. Cu televizorul, hai mă, lasă-ne cu poporul, aveam probleme cu poporul. Și mi-a zis, bă, cum să dai un om care, că după aia, cum a fost soarta, a fost o chestie că tata a ajuns cu el în celulă, a stat da? E, cum? Și când a ieșit, a zis țelul meu să-l scopă Nicu, adică am avut multe chestii, că de asta nu pot să... Și atunci, inclusiv alții, au zis, băi, măi, cum că ăla e la pământ, ce se face acum? Dai într-un om că la pământ și e terminat și cu părinții. Dar dumneavoastră, Dâncean, nu mai vorbi să cu Nicu înainte de Revoluție. Nu mă lua cu Ani, ți-am spus că mult, nu știu cu Ani, mult. Nu știu dacă vrei, poți să întreb... Când s-a dus el la Sibiu, era 86. La Sibiu, n-am mai vrut niciodată. Deci am vorbit pe stradă cu el, eram cu Giro, venea cu o mașină și m-am făcut de o palmă, cream că e un bețiv și i-a portat și i-a făcut cu mâna. Dar n-am nicio vorbă, bă, asta. I-a spus, bă, dumneavoastră, despărțiți, să fii sănătos, du-te, eu mă duc pe drumul meu, tu pe altul. Dar de ce nu vrea să vă răzbunați pe el de atunci, de înainte, adică 87, 88, de ce ați așteptat Revoluția să-l bateți pentru Donca? Dar nu vreau să-l bat, vreau să-i fac un rău. Da, în sensul ăsta. Păi și ce rău să-i fac eu la Sibiu? Că dacă de omorâm, nu l omoram, că nu mă interesa, și ce să fac, să mă duc să mă strâmb la el, când ieșea din... La cum era dumneavoastră, nu știu, mai trebuia cu armă. Și mă strâmb, ce e Serghei, nebun de la morți, mă, și plecăm mai departe. Pardon de expresie, da. Da, bine, da. Bun, așa revenim acum, da? Deci vă duceți la el la pușcărie? La Nicu?
Da, domne, și atunci am aflat unde e și asta, eu m-am dus și eu și cu m-am dus și acolo la pe lângă Sibiu, eu cu Sergiu, cu ăla, cu taragotistul ăla, un om deosebit ăla, nici ea nu l-a uitat. Și am mers acolo și am încercat să vorbim, bă, unde e Nicu? Hai să vedem dacă puteți să trimite un pachet, dacă putem să-l ajutăm, să văd. Cunoșteam acum, mă dai în altele și iar mă iau cu lumea. Cunoșteam și lumea interlopă, nu prin pușcării, prin astea. Aveam anturaje în toată lumea și, bă, să văd cine pe acolo mai trecut, să-mi pârnaie, să-l ia, să-l bată, să-l facă. Astea au fost intențiile noastre și toate treburile astea. Ții minte că tatăl dumneavoastră vă zicea tot timpul, Serghei, învață, punem mâna pe carte, că o să ajungem în pușcărie și până la ajuns el. Și am spus, cine s-a băgat pe ajunge primul. Da, după aia a avut revelații la pușcărie. Știți că n-ai și la pușcărie, a spus lui mama. Lidiu, habar n-ai, toată pușcăria îl cunoaște pe ăsta. Pe Serghei. Și mama nu putea să spun că îl cunoaște un pictor. Da. Deci a ajuns tatăl să-i mulțumească fiului. Noroc că n-a fost la școală fiul și a făcut relații în pușcărie. Și acest Mihai Bujor, asta a fost răspunsul lui, este unde este locul. Dar locul tău unde era, mă? Asta e urât, foarte urât. Dacă e real ce povestiți, da? Adică de ce crezi că te minte? Nu. Ăsta trăiește, poate să vină. Adică erați de față când a zis Bujor? Da, tu știi unde a spus-o, știi, poate să vină, poate să... Adică nu costa nimic să zică și el acolo, bă. Mă, ăștia sunt născuți lepre. Bărbatul lui Donca era comandant pe Airbus. Făcea America, așa. Făcea toate astea, da? Noi spuneam lui Piții. Eu cu Sașa Marinescu l-am porecrit Piții Goiu, că se strângea de gât. Eu cu ăsta făceam traficul, cu ăsta luam salamul. Și ăsta ne fura salamul, ne fura cârnații. Era un personaj destructiv, înțelegi? Și, cine, domnule, fura cârnații? Mihai Bujor Sion. A tot domnule. Bujor? Da, după mine vorbim, ăsta era Piții. Ce, cu un personaj destructiv. Da, domnule, dacă pe dar noi adică munceam să facem... Luați mea din contrabandă, fura el? Nu, dar păi și, povești, de ce nu spuneați? Spune, ce? Bă, Bujor, dar ne chidea să te apă primăverii, că s-a bătut tata cu Patilnesc, cu toată lumea, să rămână în casă pe primăverii, domnul Pițigoi, Mihai Bujor Sion, nu? Și de ce se ține dar de gât? Dar sunt unchiul lui, dacă așa se făcea el, să strângea ca Pițigoia, că de-așa începea să țipe când asta, că mă lăsați, că mă ia lumea, când intra în panică, să veni să-l scăpăm, eu, Nicu, mama, tata. Ah, era un truc de-a lui, să da, strângea domnule, de gât, era, când da. Să fugă din strânsoarea. Da, fugă din brațele. Crezi că vorbeați pe ciripește, că aveați vorba, aveați aia limba specială. Și îți dai seama ce caracter, care a stat cu Dan, cu Donca, cu Donca a fost frate, mă, am stat iar în ce mă repet ca bou. Și ăsta iese de la Piloza acolo, și spune, ce faci, Piții? Și-l, pardon, domnul Mihai Sion Bujor. Ăsta a zis, mă scuz, și a intrat în cabină. Tu îți dai seama la ce... Am auzit, da, de asemenea personaje, da? Da, păi ce să mai spui... Înțelegi? Și șucărul mare cu toți ăștia și șucărul meu și cu Iliescu și cu Piții și cu Mihai Bujor Sion, a pornit tot de la Jean. Că atât am îndoctrinat, cum să meargă peste ăla, mă? Și după aia, mare prietenie cu ăsta, nu crezi că nu e mare prietenie, sunt... Jeana, cu-i prieten cu Bujor? Ce cu, mă? Pe am venit la Zagov, când am acolo, zic, bă, dacă pun la piciorul pe ponton, eu-l omor. Lasă-l, hâr, măr. Deci ăștia sunt acești băieți. Și e prieten și cu Mădălin, Bujor? Nu știu, cred că n-am vrut să-l bat la Cotroceni, când m-a chemat să-l decoreze pe Mădălin, a zis să vină cu niște prieteni, să vină cu Gino Orgulescu, care era și acum aș mușcă deștele că a venit. Înțelegi eu și asta, și Cornel Dinu. Cornel Dinu a văzut pe Mihai Bujor fugind și zice, dar ce fugi ăsta băgat despre atul? Ăla cu tupeul Bujor mică... fugea de dumneavoastră? Da, domnule, nu, nația asta sunt foarte tupeiști. Vine, el ce zice, că dacă sunt eu față-față cu Iliescu și cu ea, nu-i zic nimic. Și vine să-mi vorbească la ureche. Eu am zis, marș, de așa că zic, îți dau un cap în gură, calci pe jos, mă, fut în Cotroceni. Pardon. Eu vorbesc cu șefii de stat, Nelu, eu sunt cea, fletul, eu vorbesc cu bagabonții, cu bușcăria și cu... Nu? Păi dar nu erați acolo toți în cartier, toți cu... Și ce să-i fac eu acum, mă, tu n-auzi chestii de președinte? Îți mai, mai dau cu una cu Iliescu, că l-a luat sormea acum, că l-a trăit și nevasta, a zis, ce faci că te uiți totul? Tot așa avea un dialog cu sormea, s-a întâlnit la... Nu știu, se făcea că își mai aduce aminte de niște chestii și Nina... Hai mă, ce faci, că e asta și asta, ce mai dai că nu ți-a a, deci doamna Nina a fost împăciuită. Păi femeia ce zicea, da seama că a fost, nu ce, a fost și cu unchii mei, mă, mergeau un concediu din astea, la șprițul, la toate astea, adică tovarăși, bă, cum am fost eu cu Mădălin și cu Jean, așa au fost tăi alți trei. Păi zic, da, văd că s-a repetat istoria. S-a repetat istoria, dar și eu și cu tata a rămas tot timpul de fazani.
Da. Da, despre tatăl meu avem numai referințe bune. Păi nu tu, dar cum a trăit și cum a făcut și cum până la urmă ce s-a întâmplat, nu? Păi cum te... Au venit, bă, ambasade străine, au venit toată lumea, au venit... uite, să spună, să spună domnul Curezeanu, că m-a lăsat mult ce mi-a zis. Că mi-a zis că a venit ăsta, Kissinger, Missinger, Missinger, da, cine ăsta, și a zis să te duc la... cine sunt oamenii acum? Și a zis, nu, Mizil, mai trăiește pe Mizil, vreau să văd. Henry Kissinger, săracă. Da, Henry Kissinger, nu și-a făcut ăsta, cred. Da, l-au adus ei la, aici, în țară, da. Da, au făcut el. La o întrunire. Păi, făcut și el vrunjmen. Doamne, doamne, da. Domnule Serghii, vă rog să spuneți celor care îl acuză pe Nicu și de lucrurile bune pe care le-a făcut, vă roagă Irina din București. Să spunem ce? Lucrurile bune pe care le-a făcut Nicu. A făcut și lucruri bune. Dar sigur, domne, sigur. Păi, dar nu veneau acum, câteva sute de mii de oameni la mormântare. Dacă acum vrea să-l răzbune pe Nicu, domnul Serghii. Eu să-l răzbun pe Nicu? Da, că-l căutați pe Bujor ăsta să-l... Nu, domne, eu vreau să am o discuție mai intimă cu el. Intim spray, știi ăla? Unde își dau cu intim spray pe vene? Lăsați, da. Georgeta din Târgoviște zice, domnul Serghii ne-a răzbunat pentru cei 20 de ani de minciuni și ipocrizie. Un balsam pentru oamenii onești din generația noastră. Domnul Serghii. Vedeți că oamenii au nevoie de sinceritate, da. Păi și la ce le folosește, mă, că iar dăștea cu volei tot. Da, tot, zic, oricum își bagi ăsta. Haide, mă, ce dă-i acum? Da, cu taxele, cu impozitele, cu... Acum vă duceți la vot? Da. Și? Pe cine votați? Chiar dacă nu votez pe nimeni, scriu anulat, ca să nu folosească nimeni. Anulat, da, e bună. Dar sunt înclinat să votez cu... Cu cine? Cu Joana. Cu Schimbarea? Nu cu Schimbarea, că eu nu am citit ce face Joana. Dar îți explic de ce era între Joana și, Clin Antonescu. Pe Clin Antonescu eram înclinat să-l votez pentru că e un băiat care a pornit în politică, de tânăr, n-are legătură cu trecutul, e un băiat bine educat, bine crescut. M-a dezamăgit când a început să le ia parea pe ziua de dansează, cum o cheamă, de la turist, care mie îmi place. Pe Udrea, că nu știu, le-a zis niște cuvinte așa, dacă începi tu ca el să vorbește frumos cu femeia, nu dacă ești mecher, nu? A, dumneavoastră, ce sfat îi dat să vorbească frumos? Păi nu, că el e politician, pe dacă vorbeam, îi spunea mai felul Udrea, nu? Dar el, dacă ești un politician, vei să arăți că ești avești, că te-ai debarasat și că tu vii cu altă concepție, cu un om care n-ai avut legătură cu trecutul, cu Ciordeala, cu asta. Ce îi spuneți lui Udrea, dumneavoastră? Eu? Dar mie îmi place de Udrea cum arată, ce nu-ți place? Să și cu familia și cu el. Astăzi prieteni voi. Dar toți sunteți prieteni între... Toți sunteți prieteni. Ne cunoaștem cam toți. Cam toți, ne cunoaștem din vedere, da. Dar de ce ați rămas la Znagov? De ce stați la Znagov? Că v-a plăcut de atunci, de înainte? Acolo mi-a plăcut mie de mii, dar nu stau în Znagov în vilele gospodărie, cum stau alții care au fost luate și care vor să-și le treacă și stau prin primăverii cu alte vile care le-au luat și vor să-și le treacă. Eu stau prin vila mea făcută, prin banii mei, prin ani de zile de construcții și asta mi-a făcut-o, nu? N-am altceva, n-am altă proprietate. Atât. Și acolo mi-a plăcut, acolo am stat, acolo mi-a plăcut. Și restaurantele și mașini și... Păi, restaurantele le-am făcut în timp, dar nu sunt, adică n-am niște averi fabuloase să fii un top, cum te-am văzut pe tine prin cărți, prin topuri. Pe mine, da. Păi nu te-am văzut pe acolo elicoptere. Păi dar vă luați după topurile astea. Păi nu mă iau, dar oricum mai, n-ai văzut ce mașină ai afară? Aia e mașină, liză, datorie, da, pe datorie. Și ei ceilalți, Jean și Mădălin, sunt mai bogați ca dumneavoastră sau? Nu știu, nu m-a interesat niciodată, m-am bucurat din suflet când au făcut bani. A fost una din plăcerile mele când Jean a reușit, trecând printr-o pasă grea a vieții lui și a reușit să scoată asta, am fost extrem de bucuros, l-am luat lângă mine, pe de-aia l-am lângă mine, că m-am bucurat că dacă aveam vreo boală pe el, că a făcut bani sau cu asta, nu l-am lângă mine. Și pe ăla l-am ajutat, ți-a spus fisul, de la intrarea în politică, de la asta, ca să termine ce știa, că m-a ajutat el pe mine, că m-a dus el pe mine, unde m-a dus? M-a dus la Peliprava, unde să mă ducă? Astea sunt, bănuiesc că sunt articole dirijate de el sau de alții, pentru că eu am văzut foarte multe chestii în articole care apăreau de el și de ea în ziare dirijate. Erau clar că sunt făcute, că nu puteai să faci așa. Înțelegi, el are acest talent. El a mai făcut, a mai încercat niște măgării de genul ăsta care eu i-am taxat în viață. Înțelegi, care nu mi-au convenit, că el s-a urcat ușor pe ce încearcă Jean acum să facă, el s-a urcat ușor, a călcat pe Nicu, pe mine, a călcat pe niște lucruri care eu trebuia să le sancționez atunci, dar îți dai seama că nu am crezut că ajunge la nivelul ăsta de parșivenie care îl are. Înțelegi, când a murit Nicu, eu când am murit Nicu am avut un șoc.
conduceam, am început să plâng, înțelegi? Am tras pe dreapta, zic, bă, nu se poate să moară chiar în halul ăsta. Și eu cu Gino, cu ăștia, l-am ținut după noi, l-am încercat să-l ajutăm, am făcut filmă, că spuneați voi dacă a avut filmă. Păi a avut filmă cu mine, cu cumnată mișcul ăsta. Firmă, Nicu? Firmă, domne, și cu Viorel Bucur, firmă, am făcut afaceri. Păi spun eu, dacă nu mă întreb pe mine, îi chem pe toți mincinoșii, mă. Păi ce afaceri făceați? Cu armament. Ce afaceri? Făceam afaceri, mă, cu Moldova, mă, înnebunești. Făceam afaceri cu televizoare, cu zacă, ce să făcea atunci? Nu avea banii de la taică sau milioanele de euro? Haide, mă, că-i cumpăram înghețată, termină cu banii de la tasă, cu tâmpenile voastre, că mă apucă iar nervii. Păi noi a lăsat, domne, carnetele alea de... Pe carnetele astea aveau un milion fiecare. Știi cine e socrul meu? Socru? Socrul meu, știi cine? Nu. Generalul Gheorghe Marcu, la care l-a dat băcanul după 20 de ani cu conturile Ceaușescu. Și altă băcanul ăsta, că mai au și cu ăsta acum. N-am știut. Păi și ăsta mi-a spus, nu există niciun bani, bă, banii sunt acolo, vrei să zic, eu știu unde-s banii. La cine i-a luat acum, care au... Cine a luat banii? Nu spun. Hai să schimb titlul, da. Ce vorbești, bă, acum, ca să... Tu chiar vrei să nu mai ajung acasă, chiar câte procese vrei să tragi? Bine, dar vreți să-mi închidă ăștia postul iarăși. Păi nu, și-a scris Băcanu, când l-a aflat... Deci erau niște bani, erau Băcanu când l-a partidului. Nu, dumne, banii erau, au fost la DSI, EMIE, EBIE, n-au făcut Ceaușescu niciun cont. Și socrul meu mi-a spus, pentru că am avut discuția și cu tata, că când l-a luat, a zis că tata la un moment dat a fost cu aurul, cu asta, și a spus, nu, dumne, aurul s-a întors așa, 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 și banii care nu sunt... Și l-a căutat Băcanu, îi dădea numele de cod. Trei persoane știu unde-s banii, care niciunul nu știe, fiecare știe câte o parte. Socrul dumneavoastră? Pe el a fost ajuntul lui Pacepa. Mm-hmm. Nu, dar e vorba de aurul ăla care l-a dus Ceaușescu în Iran? Sau? Nu știu, dom'le, cu Iranul, cu Biranul, că vorbeau trei, nu eram atent, că dacă găseam aurul, mă ciordeam cu aurul, tu crezi că mai stăteam de vorbă cu tine? Luam lingourile și eram pe partea. Păi da, domnule, asta vreau să mă întreb. Așa prost mă crezi, nu luam eu măcar o sacoșe. Ce ați face dacă ați avea, ce sumă să vă întreb, 10 milioane de euro? Niciodată nu mi-au trebuit banii mulți, pentru că am avut... Păi că nu aveați pe ce să-i cheltuiți, normal, era totul pe moca. Dar lăsați mesajele, că le citim mai târziu, mai avem până la dimineață. Dar explicați-mi, și socrul știe unde au fost, mă rog, banii? Cum să nu știe, domnule, la ce materiesc, dar mă face acum să dau din casă, mă bagi în belele, mă lasă-mă, că eu am venit să-i fac poi pe matematician, pe fizician și pe... Bine, și cine a luat banii, se uită acolo la noi la televizor? Nu, cred că-s bătrân, cred că i-a luat somnul. Dar ce fac? Trăiesc în străinătate sau cu bani? I don't know. Maybe. Nu, lasă-mă că nu spun în astea, nu spun. Eram curios, în români. S-a chinuit Băcanu 6 ani, 7 ani să afle cine e. Îi dădea numărul de cont. El vorbea, bă, ăsta e numele meu de cod, nu cu mine, vorbea cu aia care avea de vorbit, că băi, mi-am interesat lui astea. Și după aceea a aflat numărul, a dat un articol în ziar că banii lui Ceaușescu au venit să pe acolo. M-am luat la bătaie, am speriat câțiva la telefon. El avea legătura și cu vânzările socrului, cu vânzările de nemți, era cu... Păi și socrul dumneavoastră sigur nu mai știe niciun cont în Elveția să mergem să luăm și noi ceva? Păi nu dădea mie mâncația și curăța. I-ați cerut? Poate cum se zmea să așa orgolios... Nu, dar îmi dădea lui Fisa, pe cine o mai ia dacă nu mai ia? M-am gândit că de-aia ați luat-o pentru zestră, nu pe fată. Și ăla mi-a spus de la început, bă, vezi că nu e niciun ban, poate să facă ăștia așa, banii sunt acolo, ăla știa oportunul, ardea, ăla știa oportunul. Deși, că nu mai e niciun ban, au fost. Nu, domne, banii au fost în anumite agenturile, cum zicea. Așa, da. Păi da, și aia s-au preluat o parte de unii, o parte de alții, o parte s-au împrăștiat, o parte că s-au dus dracu, da, nu, asta e altceva. Asta e ce se face. A niște bănuți avea Nenicu, că nu stătea el fără bănuți. Nu erau banii lui personal. Numai lui, dar dispunea de ei. Ceaușescu n-a avut, bă, acum nu știu dacă dispunea el cu prin firme alea, că n-a stat cu el, că dacă dispunea, eu ți-am spus. Dar el dacă vrea să cumpere lui Nicu o mașină, din ce bani cumpăra? Păi nu i-a cumpărat Nicu nicio mașină niciodată. Păi cum i-a cumpărat? N-ai să schimbați mașină? A, că luau ea de la gospodăria de partid? Nu luau nimeni de la nicio gospodărie. Nicu avea două mașini. Așa, avea un Audi care spunea domnul Jean aseară că Audi, dar domnul Jean nu vrea să spună că acel Audi era cadou când a fost în vizită în Germania. I l-a dat Audi. Și a avut 20 de ani, o mașină de 20 de ani, că nu mai mergeam cu aia, și un Renault 16 de la Ministerul de Interne. Anda, mi-aduc aminte, e adevărat că la cutremur, 4 martie 77, erați la petrecerea la Jean acasă și ați fugit toți? Și s-a bătut cu munții. Da, cu seismul. Păi, ziceți, acolo, așa? Acolo. Și că Nicu a fugit și el, că nu asta ați fugit, toți ați fugit. N-am fugit, dumne, fiecare am plecat la casele noastre, aveam copii, aveam astea, căzuse Bucureștiul, se blocase... Se blocase toate linii în cimurii, să stau cate. Am luat copil, el nu știe că m-am întors și am luat copilul. Dar nici mai are importanță. Păi unde, dar stăteați toți în primăverii, că nu era niciun pericol. Nu stăteam nici în primăverii, domnule, eu stăteam pe calea călărașilor, n-am stat niciodată cu ei. A, da? Nu mi-a plăcut, n-am avut un UBT cifre decât când a rămas mașina de la Donca. Eu aveam 19B, nămol, carbit și nu știu ce, stăteam în... Călărașcorți cu Mântulea asta, cartier foarte elegant. În majoritate, etnia domnului Mădălin, jumătate. Da.
Revenind la mesajele oamenilor, îl iubesc pe Serghei, aș sta să-l ascult 3 zile și 3 nopți, nu m-aș plictisi, spune Dana din Galați. Mădălin și-a uitat toate rudele țigănești de la Budești. Ce rude? Bă, mâncați aș vrea ca să o lămurim și cu aceste rude țigănești. Deci asta a fost o trompetă, asta a fost o invenție noastră să mergem cu țiganii, că nu-l băga nimeni în seamă. Ei nici ne cunoșteau că sunt țigani. Eu prima oară când am văzut o mătușă a lui care avea fost în bucătărie, nu știam nicio ce bine sunt prea țiganii ăștia, mi s-a spus că este femeia care aduce lapte. La Ion în casă. Păi poate chiar ea era, nu era vreo... După aia ne-am mai intrat și noi în familie. Tu chiar ți-o cauți? Mă rog, da. Mi-a trecut din solul calm. Ce dracu? Păi se vorbea, în germană, era cu la rusul, oameni... mama lui, o femeie de cultură, o femeie dintr-o familie nobilă, femeie trecută la pensiun, făcut astea, cum aia, cum scoteai un cuvânt, ți-a m-am curcat primar, cum scoteai la rusul. Ei vorbeau în germană, mă uitam la ei, bă, dar nu bea nimeni, nu mănâncă nimeni. Ăștia tot vorbesc în limbile astea neidentificate. Eu vorbesc germana foarte bine. Dumneavoastră? Da, cu spatele. Nu, da, trăit în Germania, nu? Da, ce ați căutat acolo? Să lămurim și asta. Moartea albă, hai zi acolo, lasă-mă, mă bagi în altele. Dar de ce la un moment dat vă căuta Interpolul? Pentru că am vrut să scriu și eu niște cărți pe acolo, să am un pixul, lasă-mă. Deci nu vreți să ne povestiți, da? Ba da, domnule, spun că a scris toată lumea în ziare. Ce? Păi dar lămurim acum, dacă tot e ora adevărului. În care s-au întâmplat niște lucruri normale pentru un stat capitalist. Ce se întâmplă acum la noi, un stat capitalism, se drogează ăștia pe capete. Un restaurant din Germania. Da. Și acolo se drogau niște clienți. Și ce trebuie aveți? Și ce aveam? Și eu ajutam să se drogeze. Ce vrei? Ai tine că mă ia garda până la urmă. Păi să-i prescrisă fapta, nu? Îi duceam la mașină. Nu-i prescrisă? Sunteți pentru legalizarea drogurilor? În România? Da. Pentru a prostituției, legalizarea da. Prostituției, da? Da. Foarte bine. Și să explic amândouă de ce. Da, explicați. Pentru că am văzut ce au făcut olandezi și ce au făcut ăștia, fiind legalizată, ăștia care ajung, că o să ajungă și la noi și am zis ce pericol de drogă. Eu am stat între știu, care nu aveau acolo, se duceau și le dădea rația, nu dădea în cap, nu te mai viola, nu te mai făcea nimic, nu? Și erau sub un control. Aia în Olanda, ziceți. În țările în care au făcut această chestie, o chestie foarte deșteaptă. Să nu crezi că de idiot, adică eu le gândesc pe toate. Și atunci aveai, în primul rând, că știi... Ideea e că se droghează oamenii oricum și dacă e interzis și dacă e legal. Da, tai ras din contrabandă. Și ăla când e în sevrajul ăla și n-are ceva, ce mai bine ție îți dă în cap, îți omoară copilul ăsta. Se duce acolo, i-a băgat-o și s-a calmat fraierul, nu? Da, da, statul olandez e cam, ușor cam descompus așa. Nu, că mai multe state acum au luat treaba asta. Și cu prostituția spun de ce? Pentru că ne costă mult mai puțin, mă. Nu? Merge, ai dat banul, că nu se ceară. Acum trebuie să te ascunzi, să iei mașină, să-i faci apartament, să iei cavali, mavali, bavali, vreau paciotti, vreau maciotti, păi stai, tată, că n-am luat azi destul, pe numai, așa, nu e numai simplu. Te-ai dus, ai dat sămânța, cât e tată, tarifu. Da, dar biserica e împotrivă. Și păi n-ai văzut ce fac bisericile, ce jocuri fac, ce să mă lasă cu biserica pe mine, nu? Păi și cum? Sunteți anti... Nu sunt anti, dar să că să. Da, și au început și în Olanda. Acum știți că se parchează biciclete în bisericile din Olanda. Hai, domne, că noi nu ajungem niciodată ca Olanda. Noi suntem un popor cu un popor sărac, cu oameni amărâți care cred în biserica aceasta. Nu ajungem noi ca deci... Bine. Bravo pentru emisiune, zice, aveți un invitat excepțional. Intru dimineața la serviciu și de drag stau și mă uit. O telesatoare care vrea să ia legătura cu noi aici, ne găsiți la sediul din Bulevardul Preciziei numărul 3, când vreți dumneavoastră. Bravo, Serghei, făi de comandă pe trădător și pe sifoane. Te pupă carabina 3, bermudelor. Cine-i carabina? Eu știu cine-i carabina. Trebuie să știți dumneavoastră. Bravo, Serghei, ești la fel de tare ca pe timpul Ceaușescu. Mai trișezi la poker? Când trișezi nu, la poker? Nu, am jucat poker, foarte puțin. Vila 89 Znagov, sala de poker din vilă, spune ceva? Nu, poate eram pentru că nu am fost adeptul jocului. Nu mi-a plăcut niciodată, nu mi-a plăcut, nu că aș fi vreun sfânt, adică să nu interpretăm. Am jucat și o dată de două ori și asta, dar nu să mă omor. Domnul Serghei zice și altceva nerăzbunat pentru ce zice, ce spune acum. Serghei are talent la anii lui și în vorbe și în haine, bravo. Da, folosiți un stilist, un designer vestimentar sau? Alexandru de la Bambu, el mă bracă, el e stilistul. Da? Da. Uite, ca să vezi cum să spun cu ăsta, ca să spun o chestie cu ăsta, ca să vezi cum de tare dacă ar fi legată să prostituția. Eram la mare, el e un băiat mai tânăr, a avut și el să vină una, înțelegi? Așa. Și aia avea doi ochi tatuați, înțelegi? Și spune, uite-te în ochii mei, ăsta așa, nu aici, aici, ăla așa, și-a băgat botul și a zis, mai scoate un bilet. După să aștept. Păi nu! Ce știe domnul Serghei despre moartea Mihaelei Runceanu?
Nu știu, cu asta n-am avut. Îmi pare foarte rău de ea. Am văzut la televizor o fată deosebită. Pe fratele l-am mai cunoscut, dar nu știu. Dar se făceau crime înainte de 89. Cred că aici bate trăsătura. Adică Nicu a omorât pe cineva. Nu erau la nivelul ăsta. Pentru că acum nu mai are niciun fel de frică de poliție. Dar se zicea că a fi omorât Nicu pe nu știu cine și se puneau crimele. Haideți, domnule, am văzut și aberația asta care se spunea aici. Fata aia din Sibiu, care dosarul Anca. Nu, păi dacă omora, vrei să spun ceva, vezi că niciun băiat nu e deștept. Păi s-au chinuit să... Păi ce l-au arestat pe Nicu? Tu știi pe ce l-au arestat pe Nicu? Sau pe Valentin sau pe ăștia? Pe nimic, pe ce? Păi pe Valentin că a băut apă și a mâncat la tasă, cum dacă la tată președinte, îl întreb pe ăla, băi, de unde mai vii tu apă asta, băi, ești meche, ca muzică, cu o aberație, o cretinitate totală, niște bagabonți, bă, cu legile lor și cu justiția lor. Și pe Nicu l-a arestat că a avut o armă care nu era, care făcuse cadou statul român. Și nu avea trecută. Păi nu-l lua că ce era mai simplu, a căutat-o pe domn ca să o nebunească. Că unul dintre fete e copilul Nicu și sau să depună mărturie cu aia ca să-l lege. Păi dacă aveau că a călcat-o pe aia cu mașina, nu legau pe loc, nu mai căutau pe nimeni. A, după Revoluție, da. Păi sigur, bă, așa de... Și cu Florin Piersic am fost acolo, n-a fost nimic adevărat, mai a fost o vrăjeală, Florin Piersic s-a dat... Aia, cu nu palma are... Da, domnul, nu l-a recunoscut, venea la Snagov, nu a avut 3-4 mașini, la Fântâna Miorița. Eu am crezut că îl cunoaște, că s-a plecat. Ați fost de față? Da, domnule, dacă eram 24 cu 24... A, povestiți-ne atunci. Păi știți, n-a fost nimic, asta toată aberarea. Păi ce a fost? A fost un sâmbrădare. L-au oprit pe Florin Piersic, Florin Piersic. Cred că s-au luat în trafic. Eu eram a treia mașină. Cu Zabet, cu, mi se pare că era și... Dar nu mai important să mai dăm nume, că ce e important asta. Așa. Și s-a oprit și s-a dat jos la Nicu. Nicu era un băiat cu minte. Și l-am văzut pe Florin Piersic că gesticula. Și la un moment dat a dus mâna așa la spate și zic, bă, ăsta dă. Înțelegi? Și atunci am sărit vreo 5, 6, 7, 8, ce faci, băi? Deci nu știam că e Florin Piersic, eu nu văzusem de la spate. Și atunci când am văzut că sar din 4-5 mașini multă lume, e normal, ce a făcut? A urcat de mașină, a plecat. Eu am fugit cu 2-3 mașini după el să văd unde ajunge și Nicu mi-a spus, lasă bă, că e Florin Piersic, termină cu tâmpenie. Tare, eu am crezut că să-l prinde să-l încingem puțin, dar nu, că nu știa că în Piersic nu dădeam eu în Piersic, că dai seama, că ne și știam. Am crezut că e un vagabond, lasă că e Piersic și la revedere. Ne-am întors și după aia, a doua sau a treia zi, dacă mi-aduc aminte bine acum, eram acolo și a venit Florin Piersic cu el și a vorbit la CCUTC unde avea stat birou și s-a terminat toată povestea. Eu nu știu cine, eu nu am înțeles pe Florin Piersic, deci nu termin această păi poveste. Nu, a dezmințit care... odată. Nu? A dezmințit o habar n-am, da. Deci asta a fost toată povestea. E, deci a fost un sâmbure mic de adevăr. Da, mă, dar acolo că au murit-o Catrin cu nevastă sau Catrin cu Manicunasul, că a înghisit ei copii la pauză, că a făcut aia, ce dracu. Da, Janina Matei? Nu pot să spun nici despre... Băi, eu știi când spun? Când am fost eu cu tine acolo și am ars-o despre Mădălin, pot să spun atâtea. Când eram amândoi acolo la locul faptului. Atunci spuneți-ne despre Mădălin. Păi și ce interesant pe cine a făcut ăsta. Nu? Daniela Vlădescu? Daniela Vlădescu a fost cu Nicu, a venit la abandonat aici, la nevasta unui prieten bun de-a meu, Niculescu, care și-a mas prieten, mă văd sâmbătă cu el la o petrece, cu toți, toți ne învârtim tot acolo. Ce vrei acum, până la sfârșit? Deci ați rămas în... Păi am rămas, că toată lumea a rămas. Pe cine vrei să rămână? Să vină cine? Alții, să vină și alții. Păi să vină, eu îi las. Noi, nu? Tot noi? Păi nu noi, măi, eu mă cuinte la petece, nu la conducere. Stai puțin, că ziceam de conducere. Da, da. Ăsta a fost la Ford. A, bă, omul respectiv, da. Bun, revenim la celelalte mesaje după un scurt moment publicitar, ultima întrerupere. Vicențiu vrea să zic și pe Vicențiule, de tine zic mâine că nu ești... Ce, Vicențiu Iorgulescu? Vicențiu Iorgulescu să zic de el. Am făcut și cu ăsta 1000. Vrei să spun cum la i-a dat Nicu un scaun în cap și l-a numărat tasul? Cum adică? Nu înțeleg. Tatăl lui Vicențiu sau tatăl lui? Da, domne, tatăl lui Vicențiu, amiralul care l-a dat acolo, am povestit de tot, la cel mai haios om. Și eram la Snagov acolo și Vicențiu tot se dădea, tot îl ciupea pe Nicu, tot făcea. Eu cu Gino i-am spus, potolește-te, bă, că lasă-l pe ăsta, că e matole, obosit, nu știu ce. Și i-a tras scaunul, a căzut, s-a ridicat, l-a luat un scaun și i-a dat lui Vicențiu una. L-a dat jos și tai căsul, bună lovitură, îl număra pe vizul. Am zis de tine, Vicențiule, gata, culcă. Dar nu știu dacă era povestea cea mai bună de zis pentru Vicențiu, da? Una totuși care să fie favorabilă. Dar ia să-l întrebați pe domnul Vicențiu. Știți că e o contradicție între dânsul și domnul Prigoană la moartea lui Tinu? Vicențiu a văzut accidentul la 7:30 dimineața. Vicențiu, la 9:30, pardon, și Prigoană la 7:30. Nu. Știți, nu? Cazul. Nu știu contradicția, dar m-a sunat Vicențiu, chiar întâmplător, mergea la munte, atunci și m-a sunat, s-a răsturnat o mașină în fața mea, noi vorbeam la telefon, da, domne? S-a răsunat o mașină, deci, și a derapat unul așa și mă duc să văd ce e. Nu știam că e Tin, nu știam că e aia, nu știam că e aia. Interesant. Păi și atunci și-a văzut Prigoană la 7:30. Nu știu și-a văzut Prigoană. Da, asta... Nu, da, Prigoană zice și el că la 7 nu știe că trebuia să facă de zăpăzină. Atunci au fi dus pe Tinu de 2 ori și l-au răsunat, eu știu ce nu poate să se întâmple. Da, bine, da, nici chiar așa ce n-ai. Deci asta o știu 100%, nu mint. Deci confirmați-mi asta pentru Vicențiu. Dar dumne că vorbea cu mine, că mergeam și unde mergeam. Dar eu vă cred, dar v-o fi sunat așa ca să aibă mai mulți martori. Păi dar n-a spus că e Tinu sau că asta.
Ana a zis? Nu, domnule, niște că-i tinul vicioțul. Uite, bă, s-a răsunat unul aici în șanț, se duce. Da, că tot el a sunat și la 112, pe urmă. La, păi da, era atunci, nu, știu, nu știu acum, că poate să confirme dacă știa. Dar mie la telefonul mi-a spus că-i tinul. A spus că e un accident. Păi ce tare asta, uite, domnul Serghei are informații peste bune tot, în toate cazurile, da. Mă ia Băsescu, mă ia Iliescu, mă ia deputatul, mă ia fizicianul, după face vreo asta, formulă de manca de peruca. Poate ca tatuaje. În 10 filme o să fiți cerut. După emisiunea de asta v-au cerut în filme, nu? De la tine, cred că a fost. Da, a luat telefonul regizor. Revenim imediat cu domnul Serghei Mizin.